Vă salut! Avem utilajul Wayman 100 de 7 cai. Astăzi vreau să dau cu el puțin pe aici pe unde am pomii puși. Pământul este destul de tare, deoarece aici n-am dat niciodată cu plugul pentru că nu prea am spațiu și mă cam chinui. Intenționez să fac asta la toamnă, să mai răsuflăm puțin pământul. Cu frezele nu este suficient. Nu intră ca și cum ar fi cu plugul și plus de asta este bine să fie brazdă să-l și degere puțin peste iarnă. Dar asta tocmai la toamnă o să facem. Până atunci vreau să dau puțin cu freza pe aici locul ăsta. Utilajul îl știți cum merge. O să încerc să fac pământul cât mai bine, să-l pregătesc cât mai bine. Aici probabil o să pun ceva dovleci, să vedem ce o să pun pe aici printre pomi, să nu lasă pământul așa doar să crească iarbă. O să ne apucăm de treabă și vedem ce rezultate avem la final.
utilajul deja l-am băgat la adăpost. Deocamdată nu o să cultiv nimic pentru că timpul este destul de rece. Până când o să cultiv, probabil o să mai dau o dată, v-am spus. Cred că o să pun ceva dovlecei, să vedem ce mă hotărăs să pun aici între pomi, în toată porțiunea asta. Nici nu o să las pământul nepus cu nimic. Cam așa arată locul unde am dat. A ieșit destul de bine. Pământul a fost ceva tare, mai ales porțiunea asta unde vă arăt acum, unde a fost ca o potecă pe unde am călcat mereu. Sunt destul de mulțumit de utilaj și cum a ieșit pământul deocamdată. Până la următorul clip, vă salut și numai bine!